Yo, salutare lumea, bine v-am regăsit astăzi la un episod din GTA 4. Ultima oară când ne-am întâlnit noi oameni faini, Nico Bellic a ajuns practic în Liberty City, care are un trecut, eu știu, foarte dăsta sumbru. Mi-a făcut și prima gagică, vă dați voi seama, și acum mergem la domnul Roman. Să știi că ratingul a fost destul de, aș putea spune, opa, îmi pare rău. M-aș putea da asta mai multe comentarii, dar da, în schimb. Am multe like-uri, dar acum sunt singur acasă, așa că pot să fac caterincă cu putincă. Yay, Alex eu și Alex a început, stați, că nimeni, deci nu pornesc misiunea asta până nu vă spun ceva. Alexiu a început să-mi ia la mișto. Ești nebun, a început să-mi facă rosturi pe Discord. Ești nebun, numai băiatul ăla pe care le știam eu bun și drag. Cu aia, în 2019-2020, tu știi cum era? Era un giugiuc, jos pălăria, frate, te respecta, spunea bună ziua. Acum începe să te să facă mișto de tine, ești nebun. Și acum o să zic că Alexiu, pe ideea, pe ideea la mișto pentru că am văzut că ești prost. Și mi-a dat Austria! Gata, Austria! Gata. Austria! Austria sau Austria! Come on, Hattie. Forget about the festival. Vlad, shut up! I'm a faggot, man! I'm a faggot! Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your damn cousin isn't here. No, so give me a coffee. What? Give me a fucking coffee! Gata, poza the thumbnail. Is ready. What? For... You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did you walk here from 1985? So yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything. Da, tu ești definiția good looking-ului, da. Hey, Mallory. Hey, man. Hey. About time. Vladdy boy, what's going on? Roman boy, you tell me what's going on. Nice aftershave, what is that? Sex pest? No, it's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? Partial. Partial. Anyway, Nico dealt with him. Broke Dodden's arm. Then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Oh, no. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. Later, Vladdy boy. The phone's ringing. Mamă, ce că monitoare, mă, mamă. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico, sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. Mamă, monitor de la cu tuburi, coaie n-am mai avut. Mamă, frate. Dacă era mișto, dacă poți să vă zici acum monitoarele cu tuburi la plăcile noi video, băi, nu știu, brother. Adică bine, cred că ai putea să faci și abar n-am, nu știu, dar îți trebuie să ai convertoare, să pui, e mai complicat un pic, dar nu cred că este atât de imposibil. Și ce aș vrea eu să fac, frate, dacă aș avea, știi, gen bani, aș vrea să fac așa o cameră. Da, are, nu retro, de fapt da, un pic retro, gen din 2006, frate. Gen monitor cu tub, tastatură de albă, Windows Elastic XP, mamă, ce mișto erau vremurile cu Elastic XP-ul. Da, și cât dura să instalezi Windows-ul, mâncați-l și pula ta. Ehe, la aștepta e scrisea barba la loc, ești nebun. Deveneai și bunic între timp. Care este cel mai lung Windows pe care îl instalezi? Adică cam care ar fi? SP3, SP2, tot ala era de Windows, frate, tot XP, făcea din gama XP, așa. Ok, Jermaine. Hai că te luăm, hai, așa facem dreapta. Și mi-a fost sugerat să păstrez mașinile basice. Deși aș fi putut să fac un pic diferit. La ce mă refer? Că pot să fac, să pun mașinile din New York, adică mă refer la taxiurile din New York, la poziții din New York. Ah, ăla sunt eu, clar ăla sunt.
Imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got him. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been clean for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Oh, okay, și cât de, okay. Și cât de murdar o să le faci, bro? Și cât de murdar o să le faci? Wait here while I take a look. Na, vine și poliția. Acum poate ne învață cum funcționează gen mecanicile jocului, frate, știi? Da, normal, prezis-mă că nu o să ne arestăm, că o să-mi pot să mă părădau în nebun acum, bun. Hai să scăpăm de miliții niștia. Și acum o să zică... Bro, dar miliția nu-ți mai spune din 90. Da, frate, știu. Păi dacă știi de ce dracul că mai spui? Pentru că pot. Păi dar de ce poți așa și nu pot mai bine? Pentru că sunt prost. Dar de ce ești prost și nu ești aia? Pentru că sunt prost, așa, bun. Bun, fraților. Chiar și mă gândeam acum câteva zile. Așa. Bă, cum ar fi, frate, dacă ăsta Putin ar face gen ar da nucleara, frate? Tu îți dai seama ce nasul ar fi? Și stau acum și mă întreb, adică bine, România ar fi afectată din mare fel de radiații, știi? Dar ideea e că Ucraina ar fi devastată total. Asta aș putea să pun mâna, că bine, clar că o să fie afectată. Bine, și chiar și prușii efectiv vor fi afectați, vă dai și seama, Moldova, că e chiar bot-bot cu Ucraina. Și România, dar mă refer gen ca cât ar ține radiații de mă refer. Adică ani, de exemplu, sau depinde acum unde s-a dat. Ca să mă întreb, adică cât ar putea să dureze. Mamă, iară pulte, bănene, dar nu mai scap de gaburi ăștia, frate. Belea și pensia să le beau. Adică după un milion de ani, frate, am început și să... să-i bapă ăștia, în plus, să scap din pula mea. Good luck finding them. How's the hunt been going so far? Încă n-a început. I'm getting settled in, you know. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. There's this asshole called Vlad, who he owes money to as well. Good luck with that. Bine, teoretic aș fi putut cu nema se cheamă... Ops. Să dau skip, dar am zis că e cutscene și e cutscene, că vorbesc și de-am zis că e destul de important să păsesc partea asta, știi? Dar zi-ți mă, noi România acum și aici o să mă opresc, tu să-ți mă cum ar fi să stai în buncăr, frate, cu 300 de oameni, imaginează-ți, frate, să te caci în același WC-ul. Băi, zi-ți mă, coai, tot orașul să te caci doar într-un singur WC-ul. Coaia ar fi coșmar rău de tot. A, uite, mamă, ce mașină frumoasă. Asta e un Dacia. E nebun, uite, un Dacia. Nico Bellic, tu rămâi prost când apos pe nos. Auzi, se duce așa la o fată. Sau nu, la un băiat în centru vechi. Se duce așa. Tam. Mă sună cineva. Vă spun după aia. Ha, mă. De-i bugui, ce dracu are? Bă, frate, oprește mașina turcât eu acum, pă... Dă-te, dracu, dă pamfletarul, dracu, că te calc pe cap, ordinarul, dracu, ordinarul, dracu. Mă enervează că nu pot să vorbesc la telefon și că nu sună telefonul cum trebuie. E un bug al jocului cu aia. Iertați-l, Doamne, că e prost. Iertați-l, Doamne, că e handicapat, mâncați-a și curat, uite, mă, lichior, ești nebun. Ia uite, skin care and nails. Păi tu-ți faci skin care and nails la Vladdy Boys la bar? Sau este un prank de care nu știu? A, este chiar lângă barul ăsta, Comrades Bar, este Slavic, e nebun. Ia uite și hot dog, hai să luăm așa un hot dog, ăsta e Nico Bellic, este înfometat rău de tot, ești nebun. Vrei să fie cu ketchup și cu extra ceapă, că de nu-ți vărs taraba asta, ești nebun. Ia uite ce mănâncă fratele Nico Bellic, ia uite ce bagă în el, ești nebun, așa, așa frate, ești nebun, ca în Alexandria cu aia. Ca în Alexandria, ia uite-te. Dar cine să ne luăm noi pe stradă, ești nebun, noi suntem niște gangbangers, ia uite-te, mă. Ce faci, mă? Hai că ăsta fumează, ești nebun, ăsta e mișto. Lasă, că te faci de treabă cu aia, dacă arunci țigara pe jos, stai, mă, să mâncați și pula ta. Ce faci, mă? Tu te duci, bă, tu ești cam dubios așa, ia vină încoa. Ce vină încoa, ce mă? Ia vină mă încoa, ia... Așa, stai acolo, ești nebun. Te-am împins pentru că pot, ești nebun. Și tu, Dudu, ce faci, mă? Nu-i apărarea. Că îți dau un pumn, îmi dorme. Îți bacornul, stai, bă, stai, mă, ești nebun.
Mi-ai furat locul din autobuzul 66, ești tâmpită. A, uite-te. Așa, du-te rântești, nebun, te doar spatele. Acum te doare efectiv pe de-a binelea. Îmi cer scuze, dragi comarazi. Am avut un incident în autobuz astăzi. Ah, fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice! I'm going back to the meeting! Good! I'm going to be somebody! Yeah, yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey! Hey, watch where you're going! Hey! Hey! I tried to tell you... Fuck you! Excuse me. So, anyway, I see you later, okay? Rosa Potivo. Fete Romanskaze. What's your name again? Big Mouth Prick. Better catch it. Sit down. Cousin... Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. Ah, people who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not kind of person who's treated this way. Păi deja pedeapsă, ești nebun capitală. Old bastard owns a china shop in the Camden Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Așa că, pe, adică cu alte cuvinte, n-am nevoie de armetele libidinoase. Cam asta era ideea lui Nico. Bun. Hai să mergem acum în mașina noastră. De fapt, trebuie să... Hai să ciordim o mașină, că suntem și mecheri. Ești moaforă, bă, că... Hai că ți-a aruncat și porteza pe jos. Asta e riporteză. A, uite-te, știu ce mișto. Ești nebun în auto, în mașină, frate. Da, îmi place modul ăsta, de ce? Că e, da, e imasă, frate. Gen, fără să și vezi cam... Ce vedea Belic, vezi și tu cum a venit, știi exact ce vede el. Și în episodul trecut cu GTA 4, de ce n-am fost Caterincus? Pentru că era maica mea acasă, știi? Și bunica mea, și dacă mă o să zică fata Alex, eu puteam, ei nu-ți dau liniște, bă, frate, îmi dau, nu-i vorba de asta. Dar nu mă simt gen liber, așa, știi, gen să vorbesc, să țip sau mai fac niște Caterin, nu că neapărat că mă deranja. Dar nu mă simt eu confortabil, știi? Asta e chestia de la psihicul meu. Na, de exemplu, frate, a fost perioade de lungi în care făceam clip și cu AM și făceam cam cum îl fac acum, adică făceam și stream-uri, adică la o, adică, știi? Și nu aveam ce să fac, așa că a trebuit să... Așa că asta o să fie, acum vreau să postez GTA 4, după aia o să vină marele episod cu Watch Dogs, deci o să filmez un episod, două episoade, acum, astăzi, ca să... Ca să-mi fac norma și ca să fiu oarecum la zi. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He get no money. A, ce tupeu are ăsta, ești nebun. Bă, da parcă știi, ești nebun, că venim noi, adevărat. S-a și închis. E, doar un pumn trebuie să dați. Mamă, dar uite ce cum vorbesc cu aia, cum făceau voții, cum deschideau gura, frate. Mamă, dar ce... What? Ha? Ha? Ah, lol, what the fuck, mă speriam că trebuie să dau restart la joc, ești tâmpit. Deja vedeam negru în fața ochilor. Nu că puteați doar istă, dar mi-era frică că nu mai era atât de zis, mă trebuie să o fac de la început, pierdeam timp. Oooo, mișto, mă, mișto, uite, mă, ce mașini, ce luxan după postă, ești nebun. Bă, hai că dăm și fără postă, că am o presimțire că nu prea va atrage și nu vreau că după asta să-mi ieșiți de pe clip. Deci asta o să fie postat, să spunem, ai și curve în jocul ăsta, de putești, deci te poți duce la curve dacă vrei. Așa, chiar poți să ai curve și mi se pare că și în San Andreas, mi se pare că există ce duce. Nu știu dacă există în GTA 5, mi se pare că și în GTA 5 există, cred. Eu, cum sunt labor master, the right hand man, așa, e. Da, nu prea aflu de treaba să joacă, știi. Dar sunt mișto, frate, în GTA 5 și mă uită când e load din screen-ul. Bă, tamă, când veneam mai, când apărut chestia alea cu femei. Când eram singur, mai la bătine, mai puse de cu Michael de Santa, cu Trevor care mura pe cineva, care sfinșuia Franklin cu pistolul în mână.
Când venea maica mea sau bunica la mine în cameră, frate, numai femei de aia, dezbrăcate, ești nebun. Și San Andreas, că și San Andreasul avea aceeași chestie, ești nebun. Țin să cred că jocul ne spionează. Ce înseamnă Yokel? Țărănoi. Aia înseamnă Yokel. Că și m-am întrebat multă vreme, de multă vreme. Ia vin dacă filmează bichina asta, filmează bichina. Get out of my face. Bă, zic să facem și două misiuni de la asta, să facem de la Roman. Păi, dacă n-avem misiune de la ăsta, atunci ne ducem la Roman. A, și Strangers and Freaks, acum. Și sunt, practic, asta, Strangers and Freaks în jocul ăsta, sunt, practic, niște oameni pe care îi întâlnești așa, aparent întâmplător, random, total random, și ai parte și ai misiuni, cum a venit, știi? Sau fie ai dialog, de exemplu, uite cum e ăsta. E interesant. Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade, you're excused. Now go and mind salt for 50 years, aren't you? You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, have $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This Coke is okay. Coen, la $100, cu aia așa moca. Wow, chiar că e generozitate din partea lui Roxanne, nu glumă. Dar ce, auzi, dar ce, tot timpul m-am întrebat, am avut întrebarea asta și în filme, dar și în jocul se menționează treaba asta, Uncle Sam. Se referă la guvern? De unde a venit chestia asta, Uncle Sam? Adică vreau de așa o definiție de asta mai pe scurt. Hai, dă-te la o parte, măi, cu coana. Headed to town, I don't give a fuck if the bridge is busy, you're a cab driver, hey. Hello, Roman Bellick Enterprises. No, Mr. Bellick is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yeah, I'll tell him. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, Roman Bellick's office. Shit, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When are you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. No, da. Whatever, man. Mohammed, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, not you. What can I do for you today? Mă, ce tranziție de la nervos la... Hey. Doamna Misuc, sau cum te cheamă? Wow. Foarte mișto Roman Bellick. De asta le biscuit pe fratele meu. Iar e fratele meu, Roman Bellick. Ai, să nu dormi asta. Și mi-a zis Alexiu Cică, când am zis eu că am găsit lucruri esențiale, gen trainer. Da, păi nu se știe ceodată când o să am nevoie de el, nu? Și dacă o să-l folosesc, nu o să-l vedeți voi. Ca să nu mai spuneți că sunt un balon, frate. Bă, și trebuie să ai... Da, frate, trebuie să am și un plan cu seria asta, adică trebuie să faci și cu Watch Dogs, pentru că... Și care e fata după aia o să plăci chiar mai după canal, pentru că și dacă nu le termin seriile, lumea o să se ducă automat la oameni care termină seriile, știi? De exemplu, Bobo Spider, știi? Se poate duce și spune, bă, uite, mă uit la Bobo Spider, are ce n-ai tu, uite, faptul că termină seriile. Mama, cred că asta fumează, ești nebun. Oh, mi-a dat pistol. Bă, ne putea să dau arme mai bune, ești nebun. Folosim metode mai neortodoxe.
N-aș face, aș vrea să fac zi, frate, dar nu, nu prea. Mă jur că e nervant noaptea, nu-mi place noaptea. Nu știu, mi se fac așa mai, nu știu, nu prea place mie. Acum pe party că ăsta Gica vrea să ducă la o întâlnire cum a venit, știi? Și zice-mă, când te duci la o întâlnire de asta când e cu droguri, automat ții măsuri de precauție, știi? Pentru că nu poți să știi niciodată ce se poate întâmpla. Totul poate să pornească când aici fac cu aia. După cum te vede, cum poate după să ne vezi, să te înveți că ai ochii nu știu cum, frate, și începe să te împuște, frate. Sunt nebun, frate. Chiar la un moment dat, frate, am văzut un clip în care s-a explodat unul casa abandonată, stai că vă zic. După clip, după asta. Mamă, instant ești nebun, deci ești așteptat și nu știu ce. Ei, era un youtuber, frate, care a explodat o casă abandonată și ghici, în casa abandonată se făcea mare tranziție de droguri, frate, ești nebun. Dar nu știu acum dacă a fost reală chestia. Era, frate, era un loc abandonat, frate, și era într-un sacoșă, frate, niște droguri. Nu știu ce nebă erau pe acolo. Și ăla s-a dus, frate, efectiv ăla a stat ascuns în, nu mai știu, într-o baie de asta, știi? Dar tu îți dai seama cu aia că putea să... Mamă, și după aia, deci după ce a plecat, frate, ăla a ieșit imediat, adică eu stăteam, frate, calm, de mă stăteam cam vreo o oră, ești de... Bă, vreo jumătate de oră stăteam acolo, lemn, ca să fiu sigur că pleca. Știi? Și asta, mi-am amintit acum de chestia de tranzacție asta, a furisită. Bă, dar ce-mi place să-mi puși și nebun. Bă, vi se-a mătat și vreodată să fiți așa violenți? Să vezi așa, să omorâți, să dați cu spalele screi, să nu știu ce. La cât ar să stă în război, ha? N-ai tu fire în cap. Ceva de genul, da, era ca un fel de mercenar, Nico Billy. N-avea... Dacă era psihopat, Nico... Bă, dintre toți ăștia, dintre toți protagoniștii din GTA, zic că Nico Bellic ar fi cel mai lucid dintre toți. Nic ar fi, deci, ca să zic, topul cel mai cu cap, ar fi Nico. E păcat că, știi, mai tai un pic din joc, așa, din experiență. Da, nu fac mare. Tell Fettig his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky Jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. This country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know, might is right. Hey, stop that smoking back there. Marshal, easy, buddy. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Hello, Vlad, говорю. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Ce aș face eu? Auzi, frate, dar ce faci tu? Dacă te-ar avea cineva la tine și ar spune numele tău este Marcus Aurelianus. Ce-i face? Îți spun ce-i face. Ai trage în piept? Ai coborât din merțanto pe care le-ai luat în leasing? Că ești o sărăchie și n-ai bani să-ți o iei. Așa. Ți-ai scoate Glock-ul. Mino Glock-ul. Și începi să-l împuști. Auzi ce s-a făcut să-i nebun. Bă, ta mă fugi de mine, mă. Mă, firea dracu de faragiu, ești nebun. Bă, putargeală, mă. Ce mă prins tu pe mine, nea polițai. Anzai polizai, anzai polizai. Anzai polizai. Ce te uiți mă la mine, mă? Tu nici de calibru, mă, cap de creta.
Și acum o să zic că ești amendat. Păi tu cine ești, mă, să mă amendat? Tu crezi că să-mi pot să plătesc? Mă duc în Venezuela și uiți de mine. Neapolitan, mai de să-ți dea trec. Ce să fac? Mamă, eu sunt crescut în Corentina. Eu știi cum eu printe blocuri. Bam, 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 m-am dus, m-am cărat. Așa că, băieți, să citiți, să-mi dați comentarii. Așa, că dacă nu-mi dați comentarii, să știți că mă sunt prin zonă. Și o să-mi ia adevărata putere. Uite-te și tu cum merge coaie. Coaie, nu pot să cred. Deci nu pot să cred așa ceva, coaie. Deci, uitați-vă și voi, un om care vrea să fugă de datorii, frate. Deci eu înțeleg că în viață e bine să te ferici de datorii, dar să te ții în gâtul, mă, ești nebun. Hai. Hai, mă, hai. Unde pleci cu metre? Cu metre, unde pleci? Aaa, deci facem de-astea, a? Haide că trag mașina asta până ea, până se foc, ești nebun. Gata, al dracu. Ce se chinuia să scape ăsta de mine, mă? Paid Vlad the money you owe him. I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Mamă, ce amenințări. I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought this country was different. No. Ah, da, și stai puțin, că am făcut top, am vrut să fac top tier listul ăla de YouTuber, de ăștia. Pe, în primul rând, oamenii care își folosesc capul ar fi... Dar de ce faci așa? Mă rog, top tier listul ar fi Michael De Santa, Nico Bellic ar fi... nu, la cei care își folosesc totuși capul, știi? Și, bă, cam atâta, frate, restul mi se pare că sunt psihopați toți. Ia! Ce tare, dracu! Așa mă gândeam și eu. Vezi, ai grijă. Ce prost! Așa. Știi, iar ce mai violent, frate, eu zic că i-ar fi CG, cu aia. CG ar fi. Dar de ce nu merge să sun, bă, putu-s mort, mamă, ce mâini? De ce nu merge să sun? Cred că e un mod, frate, dar întrebarea mea, ce mod ar interfera? Vedeți, frate? De asta e nașpa să mod de jocul ăsta, frate. E nașpa pentru că, uite, vezi, sunt niște chestii pe care îți dai seama târziu de el, adică nu cum să dai seama de la bun început. Știi, când vezi că merge, zici, gata, frate, nebun, jocul merge, n-are nimic. Dar în momentul când dai de chestiile astea, dai seama, stai puțin, dar ce moduri nu merg? Știi, că nu-mi dau seama cu ce mod ar putea să intri în conflict. Na, uite, dau ăsta și n-apăs pe nimic. Și uite-te ce se întâmplă. Să scot cumva trainerul, crezi că de la asta o fi, oare? Mamă, cu aia asta e rip. There you are. Okay. Glad. Come on, let's go for a walk, okay? Right. Okay, come on. I don't even like that. Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin. What? Owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat. Your ass is mine. What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on. Bănuiți-o, stara e vedmă! Când mergi cu prietenul ăla bombardier pe stradă. So who the hell is Mikhail? Mikhail's the man! Shit! My nose is bleeding! Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this! Come on! I'm walking here! Let's go! Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, can I get dollars? A job, hey, you deadbeat truck head! Just a little change, man! Man, hey, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits!
Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen! That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister, and it's packed in the projects by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No. You're cool. I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in a car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Have fun, dickhead. Wow. Wow, chiar că are un caracter ăsta pe cinste, frate, ești nebun. Așa, și cu unde mă schimb? O altă chestie care ai vrea să vorbesc, așa ar fi despre GTA 6, frate, în ce înseamnă GTA acțiunea. Băi, cred că, cred că am pus întâi că în 2013, de ce zic treaba asta? Pentru că, nu știu dacă ați văzut din imagini, la un moment dat spune Jason, sau parcă da, Jason îl cheamă, că ăla Norris e mort, ăla care i-a dat tu capul în GTA 5 și bănuiesc că, nu știu, ar avea legătură oarecum, știi, că de ce n-ai spune dacă s-a petrecut în 2021, de ce mai spune că J. Norris e mort, taman după aproape 10 ani, știi, că e ca și când s-ar întâmpla ceva recent, adică ca și cum ar fi fost, știi, cu câteva ore, așa da de înțeles, cred, și va copu, cred că va copu, nu știu exact, legat de hartă și nu, n-a fost liquid din intenționat, nu, n-a fost de marketing. Știi? Bine, oricum, știi care e faza că... Și așa o altă chestie pe care, iarăși am așa o curiozitate, de ce neba jocurile în beta arată mai bine decât în versiunea gen... Stai că mi s-a sughit. De ce jocul în beta, că tot arată mai bine decât în faza finală? Eu asta n-am înțeles. Nu, mă refer și la clădiri și la grafică, mi se pare că sunt mai, că gen, au anumite feature-uri care sunt destul de bune, așa, și unele faze care sunt mai, eu știu, poate mai bune decât în beta, știu, da, adică, știi, beta are ceva ce în faza finală nu are, spre exemplu, știi, și în faza beta nu are ceea ce are în final, știi cum a venit, adică oricum lipsesc anumite lucruri, știi. Băi, eu cred că o să fie tot cam cu GTA 4, cred că o să fie, dar e mișto că are două caracterul. Nico Bellic, dă-te în pula mea, ești nebun. Tung, 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 ta, tung, tung. Hai, hai. Da, move that ass. Turururururu. 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 Move that ass. Na, să-mi bag pula. Și practic în jocul ăsta, dacă folosești o anumită mașină, se va murdări în timp. Și poți să și curezi, da, bineînțeles. Dacă o poți să repar, băi, nu știu, mi se pare că dacă ai garaj, dar nu mai știu dacă la mașini, dacă se repară, adică gen, dacă ai mașini, băi, nu mai știu. Nu, paint job, bă, din câte mi-amintesc la GTA 4, nu cred că există. Paint job-ul ăla, nu cred că există, cum e în Vice City, deși ar putea să aibă, nu știu nevastă, dar mai țin eu minte. Păi, ce părere aveți, că cum o să fie povestea, în ce nu o să fie petrecută povestea? În opinia mea, eu cred că GTA 6 se va petrece paralel cu GTA 5, cred. Eu așa cred. Și acum o să zică cineva, felicitări, Dragoș, ai descoperit apa caldă. Mersi. Vedeți? Mi-am folosit creierul. Bro, dacă e să mă pun de sală ca lumea, să fac abdomene, pătrățele,
și da, tăitiză, cum se nebă să mai zic. Trebuie să am și să like din aparatură ca lumea, știi, și să și bagi bani în cine, mă refer, da, frate. Uite, de exemplu, la Lazar Angel, frate, chiar că arată bine, dar tipul a băgat, frate, bani în nutriție, da, da, pe... Cu aia nu e greu, adică nu știu dacă, de exemplu, da, bă, nu, bă, mâncare, tot, în tine, tot ți-ai grijă să mânci cât mai sănătos, frate, și acum e greu să mânci sănătos. Deci cam orice, frate, e nu... Nu e comestibil, adică genul când comestibil, doamne, nu, zic, nu e natural, știi? Adică, de exemplu, și roșiile pe care le mănânci. Noi ne, de exemplu, practic roșiile, noi le importăm din altă țară în loc de să se luăm de la noi, nu știu de ce. Eu n-am înțeles, ca și când, de exemplu, ar avea taie cât un magazin cu, de toate, așa, ar avea Red Bull, ar avea energizante, ar avea... sucuri, fructe, dulciuri, așa mai departe, dar tu, frate, te duce la alt magazin și cumpăra. Când ne-ai putea să-i gratiți de la magazinul tău, cum ar veni. Doar să-mi make any sense. Că de cine ai mai dat bani pe treaba asta? După aia să zică ea, păi n-avem bani curent, să facem economie. Să nu economisim prea multă electricitate. De ce nu, mamă, ce mă enervează că, bă... Hai să mă duc și la asta și cred că după mișul ăsta ar trebui totuși să închid și să mă ocup de Watch Dogs. Am așa închis să mă joc Watch Dogs de ăsta, băiți, și Robert îmi spune să mă joc Watch Dogs Legion, da, frate. Mai bine, sincer, mai bine mă joc Mafia 3 cu adevărat. Dar să știi, frate, că Mafia 3 ar fi un joc bun. Mafia 3. Deci, practic, o să aveți două clipuri. Cum a venit, să sper că o să reușesc să fac și Watch Dogs. Le fac după misiunea asta. Deci, o să facem două clipuri. Aia că cam aș pe mort. Și acum ce o să fac? O să mă împuști? Și astăzi, da, nu, lasă, asta o să păstrez. Yo! It's Nico! Nico! Yeah, me bleach hard last night, you know. Me so calm, yo, that's what I... What? What up, Nico? Hey! Glad to see the man, you know. What to my man, Roman? Roman? Yeah. He's okay. Mama, he's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come for to a fool, you know, Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Mamă, zic, mă, două clipane, mamă, cum sună, mamă, cum sună, două clipane. După aia cum mă postez, stai, mă, niște fapte, că se pune dragoși pe treabă cu postatul, că trebuie. Se zic, starea de amorțeală. De exemplu, doar pământul, dacă nu mix, are un business de făcut, frate. Mi-a curțat și monitorul astăzi, că trebuia. Bă, în general, frate, îmi place să fac curățenie, la modul că, bă, știi care-i faza la mine? Băi, sunt o fire, nu pot să zic că sunt cel mai harnic. Bă, dar și în momentul când mă apuc să fac curat, bă, frate, fac. Adică nu mă joc. Mama, trebuie să curăț și tasatura asta, că e vai de morțe. De când nu am, bro, din 2014, bă, de când nu eram postul garit eu cu fierting. A, era o tipă de care îmi plăcea mie, frate, știi, my big love, ca să zici, știi. Și, mă, bro, știi care e faza, frate, și eu am greșit că am înjurat-o, îmi recunosc treaba asta, că și eu am avut parte de vină. Știi, și să știi că câteodată, frate, parcă are mușcări, știi, bă, n-am făcut bine ce am făcut, vezi, am înjurat-o pe ea. Și pe mai multe efecte din de acolo când am zis că sunt proaste urâte, proaste urâte, da. Bă, așa am să fac, așa am de gând să fac, dacă vreți voi. Să aplaudez clipurile din Spania, gen mă refer doar la vlogurile din Spania, să le postez pe canalul ăsta. Gen ca un fel de amintire, așa, știi? Ar fi destul de interesant, știi? Să fac o... asta că trebuie să mă duc și eu, că eu visam la Spania, gen, bun, eu eram cu Spania, cu Pablo Escobar pe acolo, cu toți oamenii grei, știi? Da, știi, mi-a părut, bine, am făcut treaba asta și de ce i-am înjurat, nu neapărat din, practic, frustrarea, practic, m-am prins, știi, pentru că, vezi tu, când obții ceea ce vrei,
devii frustrat pe alții, pe tine, de exemplu. Ah, știu ce e glitchit, ești tâmpit. Mars cu aia, ești tâmpit, Mars. S-a buguit jocul, frate, vedeți? De asta e nașpa să modezi jocul ăsta, frate. Și doar trebuie să bagi modul de grafică și cam atât, este nebun. Și de eram sigur, frate, vedeți? E nașpa să modezi jocul, pentru că nu poți să zici niciodată când... Că ceva în joc trebuie să se zici, ești nebun. E imposibil să fii totul perfect. Eventual, poți să bagi un reshade, poți să bagi orice altceva, dar nu... Gen, știi când îți merge, când îți intră joc, zici că totul merge bine, știi, dar... Ia. Mamă, de ceva nu merge bine, frate, de ceva s-a bulit. Dar întrebarea mea, ce naiba s-a bulit? Pentru că nu prea, știi care e faza, frate, nu prea înțeleg ce mod ar putea să interfereze cu telefonul. Adică nu e ca și când ai și băgat un mod care, să spunem, ar fi apropiat de telefon, știi? Și acum stau și mă gândesc, bă, oare ce ar fi? Bă, cred că primul culprit, ca să zic așa, primul vinovat ar fi HUD-ul. Bănuiesc. Nu știu de ce, acum am șters și trainerul. Deci nu am trainer în ăsta, deci ar trebui să fie totuși ok. Mamă, dar se vede asta cu aia, mâncați-a și pula ta, ești nebun. Se vede cu întuneric, se vede cu întuneric cu webcam-ul, frate. Nu știu ce neba să zic, acum deci nu mai am niciun trainer în calculator. Ia. Na, deci ceva nu merge cu aia, deci ceva nu se pupă. Bă, am să las aici, frate. Ce am să fac eu, am să reinstalez tot jocul. Și singura chestie care am să modific la el ar fi HUD-ul și grafica. În rest, frate, nimic altceva. Am să las așa, strict așa, la fix așa. Ok? V-am poat, băiți, aveți o zi cât mai frumoasă. Noi ne auzim data viitoare și sper că v-a plăcut acest episod, chiar dacă a fost mai meh. Hai că ne auzim data viitoare, băiți, hai. Pa, pa.